să schimb tichete. Vei dai bani nevestei, că ea nu-s impozabil. Și câte mai sună nevasta, trimite-mi și mie 100 de lei pe card. Înțelegi? Acum era bancul ăla că... Să vină la cu ce făceți să nu se contrevenit? Păi dar știți, e căsătorită cu mine, banii familiei. Am mai auzit din asta. Venim cu familia, lasă-mă auzit din asta, luați-vă tichete de la ANAF. Luați-vă tichete și îi dați tichete soției, vine și ia banii de la noi, oprim de impus. Da, ce să zici, n-ai ce să zici. Asta de meșter, uite așa înveți. Găsim foarte greu un meșter, pentru că problema e... Asta, găsești foarte greu spre deloc, trebuie să înveți tu să faci lucruri. Și domnul Johnny povestea peste piese mai devreme că nea lui, într-un context anume, a ajuns să facă un curs de instalator, nu? Păi am făcut. Un prieten de-al meu avea o firmă din asta de construcții și avea nevoie așa? De o acreditare de a lucra cu un anumit sistem de din asta pentru scurgeri, nu știu cum le zice. Așa. Și nu găsea oameni, că avea nevoie, nu știu, de vreo 10 oameni ca să ia parte la curs și să ia respectiva acreditare. Și nu găsea oameni și mă ruga de multe ori, la mai multe povești din asta a fost, și zic, haide Johnny, te rog, și că n-am oameni cu care să mă duc la curs, haide te rog, și vină și ia parte la curs. Și așa mă primi ceva acreditare, mi-a dat și un diplomă de instalator pe tema asta. Și da, ai și diplomă de instalator? Da. Și bine, 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 în viață nu știi cum ce ajută treaba asta. Din astea de scurge, dar nu mai știu cum le zice. Aha. Adică mi-aduc aminte, nu pot să-i zic arată. Aha, am înțeles. Uite mă ce frumos, vezi că trăiești în veți. De la asta vine vorba. Da, dar nu, pe de altă parte, sunt puțin, foarte puțin instalatori. Da. Banii pe care câștigă îi merită pe de-a întregul de multe. Cei care fac treabă bună. Uite cum zice cineva aici. Ia ascult aici. Salut băieți. Mie un meșter genial mi-a conectat mașina de spălat la racordul de apă caldă. Consumam practic și curent și gaze. Ceva super. Da. Bun. Că și Olic s-a pățit-o la mare. Dar după ce a trebuit la mașina asta mai că la... La toaletă îi venea apă caldă. Nu te-ai cedat, știu bine povestit Olic. Trăgeam așa la toaletă. Trăgeam așa la toaletă, se pornea centrală. Ce bună asta, de fapt. Trăiam de cealaltă. Da, și doar erau scăldură în baie de fiecare dată, nu știu, s-a burea oglinda aire. Vecinul meu de jos, da? Schimbat instalatorul. Așa, și eu știu instalatorul pe care eu l-am adus, l-am recomandat. Și încercam să-l convingem pe toate căile posibile să schimbe o țeabă de plumb de jumătate de metru. Trebuia spart într-adevăr un pic peretele. De la zis că nu vreau să știi ce crede. Păi și să dar zic, mă, oricât ai prinde plumbul ăla cu ce ai prinde pe ce sine, nu e sigur. Nu e ok nici pentru tine, nici pentru vecinul de dedesubt. Da. E o jumătate de metru, dacă spart puțin peretele, nu e nicio dramă. Plus că nu era nimic făcut de renovare acolo, zic, schimb. Nu doar eu. Și era asta, când era atât de nervos instalatorul, și am zis, mă, nu, sunt unele chestii la lucrări din astea în care nu pot să le fac. Deci împotriva firii mele. Păi aia, aia zice cineva aici, uite, din cea mai zi majoritatea noastră îl întreabă, băi domnule, dar cine va lucra pe aici? Da! Ia! Așa întrebam și eu când mă combinam cu cineva nou. Și, băi doamnă, dar cine va distrus relația? Da. Ăsta, percepția asupra relațiilor. Și că rămâne în costum la Adam, el chiar e mai aia. Auzi, dimineața cu Johnny și Duci. Și cu tine. Vara asta e deschisă ca un parc de distracții. Fără limită de vârstă. Deschisă ca un pepene roșu. Cu un copil.